Spre deosebire de statutul celor opt țări candidate la Uniunea Europeană, care vor, se vor integra în decursul viitorilor ani, treptat, două state au un regim aparte. Două state sunt candidate ale Uniunii Europene, deci ele au prioritate și este vorba de Georgia și Kosovo. Cât privește Georgia, nimeni nu are niciun fel de probleme. În ceea ce privește însă Kosovo, există o problemă. România, de pildă, nu recunoaște statul Kosovo. Păi dacă România nu recunoaște statul Kosovo, cum ar putea să voteze în favoarea intrării statului, acest, acestui stat artificial în Uniunea Europeană. Deci România va fi obligată să-și utilizeze dreptul de veto. Oare mai mari Uniuni Europene nu știu acest lucru sau se va încerca o negociere cu Bucureștiul?